el vă recomandă Select Super, erbicid sistemic post-emergent, controlează gramineele anuale și perene. În regulă, am revenit în direct. În câteva momente ne vom conecta și cu domnul Sorin Moise, secretar de stat. Până atunci, domnul Popa, ce părere aveți vis-a-vis de situația asta prezentată de domnul secretar de stat și tot odată cu prezența domniei sale, chiar aș vrea să răspundă la ce îl întrebase doamna Crețu un pic mai devreme. Îl avem, da, sau nu? Bun, haideți că e la telefon. Domnul Moise, ne auzim, da? Da. Vă întrebase doamna Crețu un pic mai devreme niște chestiuni. Care ar fi răspunsul? Că n-are rost acum să reluăm toate întrebările. Aș putea să spun că sunt perfect de acord cu doamna Alina Crețu. Am transmis de asemenea acest punct de vedere celor de la Comisia Europeană, directorului general DG Agri, spunându-i că dacă cerealele ucrainene vor ajunge pe piața română, va fi creată o concurență neloială și va fi încălcat unul din principiile de bază ale funcționării Uniunii Europene. Nu știu, hai să așteptăm data de 15. După care, e clar că ne vom poziționa noi ca minister, fermierii, deci toată lumea va lua niște măsuri, pentru că nu putem să așteptăm și să stăm să vedem cum piața românească va fi invadată de cereale din Ucraina. Bun, dar haideți că totuși nu avem foarte multe scenarii de făcut. Data asta de 15 e foarte, foarte aproape de noi. Sunt două variante. Se prelungește acordul. Știm cum vor continua lucrurile. Dacă nu, ce se întâmplă? Din punct de vedere al ministerului mă interesează. Deci din punct de vedere al ministerului, ori se vor lua niște decizii în sensul că, nu știu, similare cu cele din Ungaria și din Polonia, ori vom solicita Comisiei Europene să ne plătească pierderi de venit pentru fermierii din România. Vom calcula care sunt aceste pierderi de venit în urma apariției cerealelor din Ucraina pe piața românească și vom solicita sumele respective. Care ar putea fi la ordinul de sutelor de milioane de euro. Mi-e exact greu să cred că Uniunea Europeană este dispusă să plătească astfel de despăgubiri. Dacă îmi permiteți, și mie în primul rând îl salut cu tot respectul pe domnul secretar de stat. Da, am ascultat, mă rog, cele prezentate de dumneavoastră și aș trage și o concluzie. Sigur că pare frumos ce ne-a spus cu această organizație pentru cooperare și dezvoltare economică și s-au identificat lucruri frumoase despre agricultura României, dacă s-au identificat și alte aspecte, să zicem, mai puțin frumoase. Ar fi prima întrebare. Și care sunt acelea? Eu sunt fermier și spun starea mea de fermier, care este actuală și a sesizat-o și Ovidiu la începutul emisiunii, m-a văzut puțin mai supărat așa, dar sunt un tip care optimist de regulă și am fost optimist tot anul precedent. Susținând chiar și cauza ucraineană prin ce a spus aici, domnule, e război și până la urmă trebuie să înțelegem și lucrurile astea, dar dacă atât eu cât și alți fermieri din țară am ajuns la limita suportabilității și simt că dacă lucrurile continuă așa, hai să zic că un an mai pot să rezist. Altfel, în rest, dumneavoastră a spus aici că se intenționează investiții de către fermierii români în alte țări. Păi vă spun eu că unul de la noi deja și-a vândut ferma din motive, să zicem, de rezultate slabe și incapacitate de plată, a vândut ce mai a avut și mai sunt vreo 20 de fermieri în Teleorman în această situație datorită crizei, să zicem, ucrainiene, da? Și a climatului care a fost mai puțin favorabil în Teleorman, din păcate, cu rezultate mici de producție la culturile de toamnă special. Și vă spuneam că lucrurile se îndreaptă într-o direcție destul de nefastă pentru noi și
vom avea probleme foarte, foarte grele. Ați vorbit de că o să cereți sprijin. Eu am auzit chiar astăzi, în cursul zilei de astăzi, de o sumă, nu știu, 400 de milioane de euro, cred că rețin bine, care au venit sau dacă au venit. Sau vorbim de un an de zile de sprijin pentru fermierii români, iar eu ca fermier nu am simțit sau n-am primit un cent din acest sprijin, iar viața merge înainte. Adică noi trebuie să funcționăm zilnic, lunar, și toamna aceasta vine cu scadențe și cu probleme pentru toți. Deci aș prezenta situația agriculturii românești. Arată foarte bine, dacă privești, am văzut și eu din nordul țării până în sud și cum arată, dar arată, ca să zic așa, ca o inerție pozitivă și toți fermierii încep să aibă probleme, chiar și fermierii capitalizați puternici. Adică dacă se cere sprijin, să vină. Dar mai sunt și alte soluții identificate așa de la mine, din gândirea fermei. Dom'le, s-ar putea da acest sprijin APIA, care e destul de redus, sau sprijin din fondurile europene pentru fermierii români, care e mult mai mic decât în alte țări. Bun, ăsta care e, să vină acum, că am încheiat anul agricol, nu? Primim banii până în februarie, când unii chiar nu să mai fie fermieri. Cam acestea spun eu că sunt, și sunt probleme grave din punctul meu de vedere. Dacă continuă așa, vom vorbi despre fermierii sau grupuri financiare care cumpără deja la noi în Teleorman, au și lansat oferte pentru fermele care se vând. Colega Alina vorbea că școlile românești acum au început să pregătească agricultori. Din punctul meu de vedere e bine, dar vor fi agricultori pentru capitalurile străine care vor veni și vor cumpăra pământul și vor lucra în această țară. Așa percep eu viitorul, poate mă contraziceți, și nu este un lucru bun. Poate ramura care reușise să pornească destul de bine. Acum nu mai știu cât o dura nenorocirea și prăpădul care este lângă noi și câți vom mai putea rezista. Domnul Moise. Alo, da. Marian Popa sunt, domnul Moise. Da, gata. Bun, deci începem cu prima întrebare a noastră. Într-adevăr, cei de la OECD au semnalat în prima parte a concluziilor din această seară și problema cereală din Ucraina, care a fost ridicată în cele două zile de când sunt aici, aproape de toată lumea. Atât de zona administrativă de noi ca minister, cât și de asociațiile de fermieri. Și au spus că au început să înțeleagă mult mai bine problemele adevărate cauzate de aceste cereale. Să revin și la partea a doua. A fost vorba până acum de un sprijin din partea Comisiei Europene pe zona asta de război de Ucraina de 40 de milioane de euro, nu de 400. 40, mă scuzeți. Da, era bine la că n-am 400. Acum, eu n-aș fi așa de pesimist și vă spun de ce. Într-adevăr, față de ultimii 15 ani, ultimii 3 ani au fost destul de grei pentru fermierii români. Eu am terminat facultatea în anul 2005 și am preluat ferma familiei în 2005. Până în 2007-2010, fără subvenții, ne-a fost foarte greu. Foarte greu. Nu știu, eu cred că dacă a reușit să supraviețuim atunci, poate ar trebui să ne reconsiderăm un pic zona de business cu sprijinul financiar care se veni în toamna asta. Lansăm măsurile astea de fonduri europene pentru energie verde, pentru a reduce costurile cu energia. Lansăm măsurile pe irigații, pe achiziții de utilaje, pe procesare. Încercăm să pompăm niște bani în agricultura României. Bani care, să ne aducem aminte, 2005-2010 nu prea erau disponibili. E o perioadă grea, într-adevăr. Dar cred că dacă strângem rândurile, atât dumneavoastră ca fermieri, mediul asociativ
și noi ca instituții ale statului o să obținem mai mult și de la Uniunea Europeană. Bun, dar apropo de organizația asta de cooperare sau pentru cooperare și dezvoltare economică, de ce nu-i duceți, domnule, și în portul Constanța să vadă coada aia acolo la intrare în port de camioane ucrainene? Sau, mă rog, moldovenești ce sunt acum. Poate că s-ar... Dacă îmi permiți, Ovidiu, să fac eu o remarcă legat de acest lucru. Noi suntem în criză de autoritate, din punctul meu de vedere. Dacă ar fi fost acest lucru la granița cu Germania, eu sunt ferm convins că nu s-ar fi întâmplat. Pentru că dacă trec granița în Germania, eu trebuie să mă conformez strict. Strict la ce acolo. Am fost de atâtea ori. Adică imediat vin băieții, mâinile pe capotă, pașaportul, te duci și respecti regulile strict care sunt în Germania. La noi, noi au venit, dar nici tonaje, chestii, orice, o debandadă. Ce se întâmplă acolo sau ce am auzit de la șoferii care merg acolo... e de domeniul... Sunt agresați și șoferii români care stau acolo la coadă. Da. E un haos, sau da, mai bine zis, o Ucraina așa. Important e să aibă un camion care să târască până în România. Până nici nu contează, da, că are ITP, că are tonaj, că n-are noxe, dragi. Iar revin, e situație de așa să ne destabilizăm. Bine, asta cred că ține de Ministerul Transporturilor, dar ca o paranteză. Ia zice domnul Radu Daniel, pentru domnul secretar de stat, ca să-l... Și vă salut, domnul secretar de stat Moise. Eu aș avea doar două întrebări. Dacă mă pun în locul telespectatorului care tot aude sau vede discutându-se despre cerealele ucrainene, că se aduc, domnule, aș vrea să întreb prima întrebare. Cine sunt actorii care negociază la nivel politic și chiar și economic, bineînțeles, care negociază tranzitul cerealelor? Asta e prima întrebare. Adică cine se ocupă efectiv? Iar dumneavoastră, ca decidenți politici, cei care sunt la nivel mai înalt, care sunt problemele punctuale pe care le aduc în discuție atunci când negociază sau când vorbesc despre aceste acorduri? 15 septembrie sau până la sfârșitul anului? Adică, efectiv, care sunt punctele pe ordinea de zi, ca să spun așa? Cu ce argumente vin în fața oficialilor europeni și a celorlalți parteneri de discuție? Mulțumesc! Aș vrea să încep cu răspunsul la cea de-a doua întrebare, pentru că chiar am participat la Consiliul de Miniștri în locul domnului Daia când a inițiat această restricție până în data de 15 septembrie. Inițial, România, Polonia, Ungaria, toate cele 5 state ceruseră până la sfârșitul anului 2023. Dar argumentele celorlalte țări și ulterior și a comisarului a fost că fiind ceva probleme pe zona de climă la începutul anului în toată Uniunea Europeană, a fost o temere ca nu cumva să nu ne putem asigura securitatea alimentară. Și atunci au spus data de 15 septembrie sau în apropierea datei de 15 septembrie, știm exact cantitatea de cereale care e produsă în Uniunea Europeană și de care Uniunea Europeană are nevoie. Dacă vom constata că va fi un deficit, vom ridica această restricție, dacă nu, o vom prelungi. Acestea au fost discuțiile la care am participat la momentul respectiv. Bun, și la prima întrebare? Iar pentru prima întrebare, vă dați seama, negocierile se poartă în zona de Consilii de Miniștri, atât în zona de Minister de Transporturi, cât și în zona de Ministerul Agriculturii, iar după aia pe zona diplomatică, la nivelul coaliției și la conducerii Guvernului României. Și deci înseamnă că cei care fac lobby și care sunt actorii principali în acest tranzit al cerealelor, ei, în funcție de cum fac lobby pe lângă miniștri, așa se va desfășura acordul, sau în favoarea lor, nu? Adică, cu ce argumente? Că, uite, acum, eu să zic că sunt ministru al agriculturii din România sau președintele statului. Și spun, domnule, cerealele ucrainene produc o dereglare a pieței românești, a agriculturii românești. Și partenerul meu, din Franța, sau așa, o să spună, dar cu ce, domnule, vă deranjează? Bun, ce răspunde oficialul român, indiferent care ar fi el? Adică cu ce date? Noi am răspuns cu datele următoare. Că în mod normal, și în sprijinul nostru au venit declarațiile Comisarului European,
România importa cereale și produse cerealiere, să spun, agricole din Ucraina, în jur de 200 de milioane de euro. Anul trecut am importat de 1,5 miliarde de euro sau peste. Deci de 8 ori mai mult. Am dat aceste date tuturor din celor din Comisia Europeană. Dar se pare că, scuzați-mă că vă întreb, dar se pare că am exportat și că avem un surplus. Adică nu suntem în deficit cu ei acum, cu Ucraina. Adică cu ce argumente putem să venim? Că am înțeles că am vândut foarte multe legume și noi acolo. Adică nu suntem pe minus în balanța comercială cu Ucraina la nivelul produselor cerealiere. Și atunci ce argumente avem? Care sunt argumentele? Că stau camioanele la coadă? Că a scăzut prețul? Argumentele noastre au fost pierderea de producție înregistrată de fermierii români, riscul falimentului fermierilor români și, bineînțeles, riscul asigurării securității alimentare de România în perioada următoare. Adică dacă 2-3 ani de zile aceste cereale vor invada piața din România, așa cum spunea și dumneavoastră și lucru de care eu sunt perfect conștient, foarte mulți dintre colegii noștri fermieri își vor închide fermele. E foarte greu să închizi o fermă și pe urmă să te reapuși să faci această afacere. Corect. Bun, uitați că mulțumesc. Mai sunt întrebări de la telespectator. Domnul Teo Ichim zice așa, restricțiile nu se referă decât la cele 5 state. Ce legătură are cu sau au cu stocurile totale din UE? Sigur că da, și ăsta a fost unul din argumentele noastre. Dar au spus că deci Franța și Germania, dar mai să spun Germania mai mult, a spus că nu mai acceptă decizii unilaterale. Iar decizia de prelungire trebuie luată în unanimitate cu toate statele din Uniunea Europeană. Deci nicio șansă ca acordul să... Ne-ați răspuns indirect, domnul secretar de stat. Dacă toate statele trebuie să-și dea acordul, e clar că, așa ca și la Schengen, va fi o țară de asta care va zice pas. Da. Da. Asta am dedus noi, n-a spus dumneavoastră. Eu n-am spus nimic până pe 15. Corect, așa nu, e. Nu. Noi doar aici am vorbit, am gândit cu voce tare. Da. Da, cam atât. Păi ce să zic? Mulțumesc frumos încă o dată pentru prezență, pentru participare. Cred că eu vă mulțumesc, vă salut pe toți și sperăm să fie bine. Doamne ajută! Duceți-i prin port pe cei din organizație să vadă, să vadă Marea Neagră cum arată invadată de produsele ucrainene. Să nu rămână sechestrați pe acolo. Să nu rămână cu sechele, nu sechestrați din ceea ce văd pe acolo. Să nu fie alergați de șoferii de camioane, că nu e exclus. Da. Bine. Mulțumesc mult de tot, domnul ministru. Doamne ajută! Da. Da. Sigur, domnul ministru invoca anii 2004, când sigur eram și eu la început de fermier privat, deci cam în aceeași perioadă, dar datele problemei erau altele. Nu, pământul era pârloagă în majoritate, nu exista concurență între fermieri, au apărut alte fenomene de atunci și lucrurile sunt mai complicate astăzi. Ce aș vrea să mai punctez, că vedeți dumneavoastră, perspectiva, repet, e ciudată și nu văd rezolvare imediată. Vorbea dumnealui de fonduri care vor veni și pe care le-am avut și anul trecut, IMM Invest, și anul acesta am primit, numai că acum vine și scadența, noi trebuie să dăm banii aceia, da? Și de unde îi dăm? Cu un preț de 9 lei la kilogramul, 90 de bani la kilogramul de grâu, care era cu 3 ani, 5 ani, când inputurile, știm ce prețuri aveau, erau la jumătate, poate, deci cu niște cheltuieli foarte mari, și nu acoperim și aici, către acest lucru ne îndreptăm cu toții și am eu previziunea, degeaba mai vine... Că mă roagă și băncile cu bani. Vin toți, dom'le, nu vrei să-ți dăm, să cumperi pământ? Păi da. Ce facem? Da. Ne sufocăm? Înseamnă sprijin ăsta? Să mă împrumuți deja, cu bani? Deja nu mai avem oxigen. Eu am primit și refuz de mâine orice fond. Și cine mai are curaj să... Vreți să vă spun ceva? Cred că mulți dintre fermieri se vor declara norocoși dacă vor găsi un cumpărător. Atenție ce vă spun. Nu, deci, ăștia vor fi. Nu. Stați așa, că când vor fi multe ferme, o să vedeți și ce prețuri vor fi. A, da?
Pentru că nu va mai fi prețul ăla. Eu tind să-i dau dreptate domnului Ghinea. Cred că chiar zilele acestea avem în jurul nostru, în special în Dobrogea, în sudul țării, acolo unde condițiile au fost foarte grele anul acesta, avem fermieri care și-au scos ferma la vânzare și nu sunt cumpărători. Nu sunt amatori. Eu știu un fermier și mare. Și situația este gravă pentru că există această tensiune și această situație de instabilitate la nivel regional. Exact. Nu vorbim doar de România. Așa încât fiecare dintre noi trebuie să gândească mai bine, să-și refacă calculele, dar asta este o altă problemă, pentru că n-ar trebui să le amestecăm. Pe de o parte există aceste probleme de management, pentru că, într-adevăr, unii dintre noi poate că am crescut un pic prea repede, am luat decizii mai pripite, pentru că n-avem un istoric de 4 generații de agricultură în spate și am mai făcut greșeli de managementul fermei. Dar asta e o problemă. Problema fundamentală rămâne aici, astăzi, acum, pentru fermieri care nu au făcut neapărat foarte multe greșeli, dar care au o producție foarte mică, un preț foarte mic, o incapacitate de a-și vinde producția atunci când vor, în momentul în care vor, pentru că au presiune pe logistică și pe... Adică noi sunăm la fabrica de ulei din zonă și ne spune nu am nevoie de floare. Nu am nevoie de floare, nu se mișcă nimic. Ne spune nu avem nevoie de floare. Deci astea nu sunt toate decizii greșite manageriale. Repet, ne asumăm că am făcut și greșeli. Nu spunem asta pentru că știm că avem și noi criticii noștri, noi ca și fermieri. Și în paralel vine Uniunea Europeană cu toate aceste restricții și condiții care vor intra în vigoare cu adevărat fix de anul acesta, când trecem prin ceea ce trecem. De aici credem că și Uniunea Europeană reacționează, nu neapărat ne privește ca pe un stat de mâna a doua, pentru că nu despre asta e vorba, dar nu reacționează corect și nu se adaptează unei situații pe care noi o traversăm astăzi, și anume o criză gravă. Tu să vii și să impui minim 5% teren necultivat, rotația culturilor, să spui că trebuie să așteptăm 15 octombrie, când noi acum, la final de septembrie, poate avem niște ferestre în care putem să ne lucrăm terenul, sunt lucruri concrete pe care le putem face astăzi, pe care Uniunea Europeană le poate face astăzi pentru fermierii din estul Europei, și nu dă niciun semnal că ar ceda, nu presiunilor noastre, pentru că deocamdată nu am făcut presiuni, deocamdată nu s-a văzut o presiune reală din Europa de Est. Correct. Stăm pe un vulcan care stă să erupă, da, să explodeze. Despre asta este vorba și eu cred că efectele se vor vedea în săptămânile următoare, când fermierii în regulă. Nu vor. Bun, renunța. Haideți să luăm publicitate. După pauză o să încercăm să luăm legătura și cu Daniel Buda, europarlamentar, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură din Parlamentul European, și tot după pauză o să vă prezint și poziția Bulgariei, o poziție exprimată în urmă cu aproximativ 20 de minute, dacă tot discutăm despre acest embargo pentru cerealele ucrainene. Pauză și revenim. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno.